Bună ziua, bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face aceste aperitive. Sunt foarte simplu de făcut și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Aici vom avea nevoie de circa untură, de untură, un ou, un praf de sare, 25 de grame de parmezan, 25 de grame de vin, în grame, le-am cântărit să vă vină mai ușor, și cam o linguriță de praf de copt, să mică. Le punem pe toate și mai aproape să se vadă. Așa. Punem untura. Punem oul. Praf de sare. Dacă parmezanul nostru este pe sărat sau puneți brânză sărată, sare o adăugați la urmă. Am să pun puțin. Și acum le amestec așa puțin. Amestecăm așa bine. Și adăugăm făină. Adăugăm mai întâi o parte cu praful de copt. Așa. Bine. După ce amestecăm bine, amestecăm restul de făină. O să punem restul de făină. Punem puțin câte puțin. Așa, mai pus încă o parte. Aluatul nu trebuie frământat prea mult. Așa. Mai adaug încă puțină făină. Frământa puțin cu mână. Așa. Și dacă mai e nevoie, să mai adaug făină din ce mi-a rămas. Deci eu am avut la început 200 de grame. Ia să vedem. Mai trebuie puțin făină. Nu trebuie să fie prea moale. Așa. Vedeți? Mi-a mai rămas puțin. Am să mai adaug puțină. Așa. Cred că este de ajuns câtă făină am pus. Așa. Am luat-o și o să-l dăm deoparte să se odihnească cât timp ne preparăm noi umplutorile noastre. Așa, acesta este aluatul.
Vedeți? Acesta este al. Cu câtă. Așa. Asta mai, vedeți, mi-a rămas atâta făină. Și încă mai trebuie puțină. Pentru că nu trebuie să fie prea moale aluatul. Așa. Acum eu am să-l dau deoparte. Așa incorporăm mai întâi bine făină. Vedeți? Acum eu îl dau deoparte. Așa. Și ne preparăm umplăturile. Vom avea nevoie de suc de origano și de puțină sare și o parte din o să avem nevoie de brânz, de brânză sărată. Și piper. Așa. Și vom mai avea nevoie de un crembuști. Așa. Acestea sunt ingredientele. Un praf de sare vom pune peste. Dacă este prea sărată, nu mai adăugați. Așa. Și piper. Piper adăugați după plac. Eu o să pun mai mult, că mie îmi place cu mai mult piper. Puteți pune și mărar și ceapă. Așa. Și acum amestecăm. Amestecăm așa bine. Așa. Și o să o dăm deoparte. Aici, unde avem noastre suc, o să punem un praf de sare. O să punem sare. Așa. O să punem puțin ulei, o lingură de ulei și cam o linguriță de origano. Să luăm așa din... E de ajuns. Și amestecăm. A treia noastră umplutură. Și apoi o să avem nevoie de crembuști. Așa. Acum avem nevoie de un fund. Și aici avem aluatul nostru. Ia ce bine arată. Așa. Bine ați venit! Așa. Aici am să pun în așa, am să-l zbat cu puțină sare. Am să dau puțină sare. Și am să-l zbat. Să dau deoparte. Am să iau o bucățică de ale. Am să-l împart în două. Așa. Și aici am să presor puțin în făină. Așa. Și am să-l întind cu sucitorul.
ne mai ajutăm cu puțină făină să lipească. Așa. Aici am un crembuș. O să lung cu puțin ou. Așa. I-a luat. Așa. O margine. Și am să-l îmbrac în aluat. Ia uitați-l, am să fac așa o mică presiune, să se lipească bine. Așa. Și acum, eu mi-am pregătit câteva bețișoare. Ia uitați-le, bețișoare sau scobitori mai mari. Așa. Am să mi le rup în două, că sunt prea mari. Voi împinge câte unul așa aici. A, și la distanța de un deget, voi împinge altul. Ia uitați. Și acum, cu un cuțitaș, voi tăia. Așa, fiecare. Acum le voi da prin ou și le voi pune într-o tavă. Aici le-am pregătit o tavă. Așa. Mi-am pregătit o tavă. Aici am oul meu. Ia uitați-l. Am să le dau așa prin nou. Așa. Le așezăm așa aici. Le dau prin nou. Așa. Și le punem aici. O să deschid și cuptorul. Acum, așa, dăm deoparte și ne ocupăm de cele cu aici, încă o parte din aluat și am să-l întind. Presor puțină făină. Așa, să se vadă.
pe deasupra și pe dedesubt și întindem. Întindem aluat. Și îl întindem cu sucitorul. Așa. Subțire. Așa. Și acum cu un păhăruț. Cu un păhăruț. Se vede? Așa. O să tăiem cerculețe și le scoatem. Partea de jos a paharului o să împingem ca să facem loc unde să punem umplutura noastră cu roșii sau cu sucul de roșii. Bine, ca să nu se lipească. Așa. Vom așa puțin cu o furculiță. Așa. Cu puțin ou. Pe deasupra. Așa. Ungem cu puțin ou. Și după ce am uns cu ouă, umplutura noastră cu roșii, așa, care avem, și luăm. Luăm așa și câte o bucată de roșii și cu sos. Puteți face roșii crude, cu origano, cu ulei și cu puțină sare. Așa. E mai bine de pus înainte în tavă și după aceea umplut. Dar acum o să le punem așa. Am aduc tava. Am aduc tava aici. Și iau încet și am să le așez. Una lângă cealaltă. Așa. O să le întindem așa pe tot. Cuptorul. Nu-l întindem prea subțire. Așa. Și cu păhăruțul o să încă 3 cerculețe. O să tăiem una, două, trei. Așa. Și aceste 3 le umplem. O să apăsăm așa cu păhăruțul. Așa. O să înțepăm puțin. O să dăm cu ou. Și o să punem din umplutura roșii în suc. Așa, puteți pune și bulion cu puțin ulei de măsline și cu origano. Acum am să le pun în tavă. Așa.
Și pe aceste le dăm la cuptor. Așa. Ia uitați. La plină cu primele, cu crenguști și cu roșii, suc de roșii sau roșii în bulion. Tot la 180 de grade le lăsăm 10 minute. Și între timp facem cele cu brânză. Și vom avea nevoie de forme. Aici avem aluatul întins vreme. Și vom avea nevoie de aceste forme de uri. Ia uitați, eu am și rotunde și ovale. Așa. Și o să facem în acest fel. Ia uitați, așa. Și am să întind așa puțin. Mai tăiem încă o și le umplem. Așa. O să tăiem și una așa. Întindem așa cu degetele. Acum le lungi. Întoarcem. Căsimea are un turn și nu este nevoie să ungem aceste forme mici. Așa. Și întindem așa cu... Dăm aluatul deoparte. Aici avem formele noastre. Aici avem umplutura. Aici avem oul. Și tot așa, o să dau mai întâi cu puțin ou peste. Ca să pot să dau bine și marginile. Așa. Și punem umplutura noastră de brânzică înăuntru. Așa. Și luăm așa cu aluatul, este foarte, foarte bun. Așa. Eu am pus doar piper și sare, brânză. Dacă brânza este sărată, nu mai adăugați sare. Și puteți pune și ceapă verde, și mărar, ceea ce doriți. Le faceți cum vă place. Așa. Și am să pun și puțin nou bătut deasupra și pe brânzică. Așa. Și acestea sunt... Am să pun puțină puțin nou și pe deasupra. Și ne-a mai rămas o bucățică de aluat. Și cu aluatul rămas parmezan, putem să facem ca niște bastoni. Așa. Cu brânzică. Am să le dau deoparte. Ca să închind aluatul. Să-i dau așa o dimensiune, o lungime. Așa. Și am să pun puțin parmezan pe deasupra. Ia uitați. Am să-l apăs și cu sucitorul ca să se lipească. Ia uitați. Am să pun amândouă. Și o să întindem. Așa.
să-l mai împăturesc de două ca să se lipească. Mă-l întind, cer să-l întind. Așa. Și acum cu cuțitul îmi vei bastona așa. S-a lipit așa și am să întorc. Așa, vedeți? Și am să le dau și cu ou și le răsucim. Răsucim așa. Avem și brânzică, avem de tot. Sunt bune, bune și soase. Așa. Ce să facem mai lunguț așa. Așa. Le dăm cu ou. Așa, le ungem. Nu nimic dacă... Așa, dăm peste tot cu... Așa. Așa. Și după aceea am să presor. Așa, ajuns bine. Și acum mac. Aici am puțin mac. Și la fel pe toate părțile. Așa. Să ne uităm și la cuptor. Sunt aproape gata. Așa, și mai punem puțin mac. Așa. Vedeți? Acestea sunt cele care sunt la cuptor. Ia uitați. Și de acum. Ia să le vedem pe ce. Unde voi pune? Unde voi pune le punem în tavă. O să acestea le punem așa cum sunt. Și imediat scoatem la cuptor. Așa aici. Acum o să dor și scoatem cealaltă tavă, să facem schimbul. Scoase din cuptor acum, imediat vi le arăt. Așa. Dăm la cuptor.
această tavă. Sunt fierbinți. Uitați. Delicioase. Le țin așa de băț că sunt fierbinți. Așa. Ia uitați. Să le iau cu paleta. Ce bine arată. Vedeți? Așa. Și la cuptor le-am făcut înainte. Foarte bune. Ia uitați, am făcut una și mai mare. Cumva de vedeți? O bunătate, o bunătate, o bunătate. Ia uitați. O bunătate. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și ne vedem cu următoarea rețetă. O zi frumoasă. La revedere!